Un om foarte timid, este un introvert. Eu am încercat de foarte multe ori să vorbesc cu el. O dă pe aia, nu te băbita, măzi. Înțelegi? Dar asta să știți că nu face din răutate. De multe ori am zis, dar ce unde nu să vorbești cu suporterii? Nu vorbesc cu suporterii. El e un om foarte ok și ține mult la echipa asta. Sincer, nu știu ce ar face a doua zi când n-ar mai avea echipa asta. Și a arătat însă toată deschiderea pentru ceea ce vreau să facem, ce vrem să facem împreună. Și primele lucruri sunt unele simple, să nu credeți că le-am inventat eu. În primul rând, trebuie să regăsim plăcerea de a veni la stadion. Chiar vorbeam cu cei mai în vârstă, care mă știu de mic venind la stadion, aduceam aminte de duminicile, de meci. Păi era meciul seara la 5 sau la 4, păi nu mai puteam să dorm de sâmbătă seara. Tata știe că e aici în față. Nu mai puteam să dorm. Nu mai văd emoția aia. De multe ori când vin în Brașov în zi de meci, nu mai văd emoția aia pe stres. Mă duceam în Piața Sfatului, atunci pe vremuri toată lumea era meci, joacă steagul azi. Astăzi nu mai, parcă orașul stă așa și doarme. E drept, nici nu prea știe lumea de meci. Spre surprinderea mea, și nu vreau să o luați ca o chestie electorală, de-aia o să și vorbesc foarte puțin, m-a sunat primarul la TV și mi-a zis, știu, uite, e adevărat că vrei să faci ceva cu suporterii, m-am văzut și eu cu suporterii și zic da, dar zic nu vreau să vin pentru că se interpretează electoral. Zic, dacă vrei, vorbim după alegeri. Și zice, e regulă. Și zice, vreau atâta să le spui suporterilor, că am toată deschiderea pentru club. Și nu ne ascundem, că știți și voi, se spune că Nicolae e certat cu Scripcaru. Nu. Știți cum sunt certurile între Nicolae și Scripcaru? Ca între doi prieteni, cum vă certați voi. Astăzi vă supărați pe ceva? Pentru că așa sunt oamenii, suntem oameni. Așa e natura umană. Mai există și astfel de chestii. Și primarul și-a ideile scurte pe care le-am spus și-a arătat deschiderea. I-am zis, nu se poate ca toate ecranele alea din oraș să nu conțină o imagine despre clubul ăsta, să nu se anunțe că e meci seara, măcar în ziua meciului, dacă nu toată săptămâna. Nu se poate ca din atâta spații pe care le are primăria, cred că mai are, nu mai știu cum este situația, prin centru, să nu găsim un 3 metri pătrăi să vindem niște tricouri, fulare, fixuri.